Polițiștii Serviciului Județean Anticorupție din Mehedinți au prins în flagrant un bărbat care încerca să ofere mită unui echipaj de poliție din municipiul Orșova. Șoferul conducea cu permisul suspendat, iar acum acesta este cercetat pentru dare de mită. Un polițist orșovean a refuzat mita oferită de un șofer care conducea cu permisul suspendat. Acesta a încercat să le ofere în mod repetat suma de 200 de euro pentru a scăpa de dosar penal. Echipajul de poliție a sesizat imediat Serviciul Județean Anticorupție din Mehedinți, care l-au prins în flagrant pe bărbatul de 47 de ani. Polițiștii Anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți, sub directa coordonare și îndrumare a procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, au prins în flagrant o persoană care încerca să ofere mită unui polițist. În data de 12 martie, ofițerii de poliție judiciară ai Serviciului Județean Anticorupție Mehedinți l-au prins în flagrant pe un bărbat de 47 de ani, în timp ce oferea suma de 200 de euro unui agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Orșova, pentru a nu întocmi dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având dreptul de a conduce suspendat. În cauză, parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți a înregistrat dosar penal, fiind pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Totul s-a întâmplat pe DN6 pe raza municipiului Orșova. Polițiștii din cadrul serviciului rutier, Ionuț Fișter și Miu Drag Lăcătușu, au sesizat un autoturism care s-a oprit în afara părții carosabile în momentul în care au văzut echipajul de poliție. Scopul opririi a fost ca șoferul și pasagerul din dreapta să facă schimb de locuri. Bărbatul de la volan condusese cu permisul de conducere suspendat. În cursul zilei de 12 martie anul curent, efectuam serviciul de supraveghere și controlul traficului rutier pe drumul național 6 din localitatea Orșova cu aparatul radar, ocazie cu care am surprins pe acest aparat un autoturism care a oprit neregulamentar, înainte cu vreo 200-300 de metri de echipaj. Am observat că scopul acestui autoturism pentru care a oprit a fost acela de a schimba locurile la volan, șoferul cu pasagerul din dreapta. Ne-am pus în mișcare cu autospeciala, am blocat acest autoturism, am identificat cele două persoane și în urma verificărilor efectuate în bazele date ale Poliției Române, am stabilit faptul că persoana care se aflase inițial la volan nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, permisul de conducere fiindu-i reținut pentru o faptă de depășire neregulamentară. I s-a comunicat faptul că i se va întocmi dosar de cercetare penală că a condus un autoturism cu dreptul suspendat, motiv pentru care acesta, în repetate rânduri, mi-a propus și ne-a propus mie și colegului să ne ofere suma de 200 de euro pentru a nu întocmi documentele de cercetare penală. L-am refuzat de fiecare dată și l-am trimis să rămână în interiorul autoturismului. După ce am făcut testul de alcool și a ieșit zero, în momentul când am pus aparatul etilotest în portbagajul autospecialei, acesta, fără acordul nostru, a coborât din mașina sa, a venit în grabă și a lăsat cei 200 de euro pe care ni-i propusese în portbagajul autospeciale. În acel moment, cei doi polițiști au sesizat Serviciul Județean Anticorupție din Mehedinți pentru fapta de dare de mită comisă de conducătorul auto. Considerăm că am procedat în mod normal și legal, iar orice alt coleg aflat în situația noastră sunt convins că ar fi procedat la fel. În cauză, parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți a înregistrat dosar penal, fiind pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.